Bună ziua, dragii mei! Astăzi v-am pregătit gogoși prăjite umplute cu fineti și gogoși la cuptor umplute cu fineti. Vă prezint ingredientele necesare. Într-un bol vom adăuga 280 de ml de lapte călduț, 80 de grame de zahăr, 8 grame de drojdie uscată și vom amesteca foarte bine până ce zahărul și drojdia s-au dizolvat complet. Când drojdia cu zahărul s-au dizolvat, vom adăuga 45 de ml de ulei. Apoi vom adăuga 500 de grame de făină. Făina trebuie să conțină cel puțin 11% proteine, iar eu am cernut făina înainte de a o adăuga în bol. Peste făină vom adăuga o linguriță rasă de sare. Vom amesteca puțin cu un tel, apoi cu o spatulă, până ce vom putea frământa cu mâna timp de câteva secunde aluatul. Vom unge masa de lucru cu puțin ulei alimentar. O linguriță de ulei este suficient, să nu adăugați foarte mult ulei. Și vom frământa acest aluat, așa cum v-am spus, timp de câteva secunde, până ce vom vedea că am obținut o consistență foarte fină. Luăm compoziția din exterior și o aducem în interior. Am frământat timp de câteva secunde acest aluat și am obținut această consistență foarte fină. În momentul în care aveți această consistență, vă veți opri din a frământa. După cum vedeți, aluatul nu se lipește de mâini. Voi unge masa cu puțin ulei alimentar, o jumătate de linguriță, nu foarte mult. Dăm o formă rotundă acestui aluat, îl vom acoperi cu un prosop și îl vom lăsa să se odihnească timp de 15 minute. Au trecut 15 minute, vom apăsa ușor pe aluat, apoi îl vom tăia în părți egale. În funcție de câte gogoși doriți să faceți dumneavoastră. Vom lua fiecare parte ce am tăiat-o, vom aduce aluatul în interior, dând o formă rotundă acestui aluat. Vom lipi aluatul, apoi vom da o formă rotundă. Exact așa. Am terminat aluatul, le voi acoperi și le voi lăsa să se odihnească alte 10 minute. După aceste 10 minute voi continua cu rețeta. În acest timp, pentru gogoșile ce le voi face în cuptor, voi încălzi cuptorul la o temperatură de 180 de grade, lăsând ambele rezistențe să funcționeze, iar grătarul cuptorului îl voi așeza pe al doilea rând de jos al cuptorului. Au trecut 10 minute. Prima dată voi pregăti gogoșile pentru cuptor. Am pregătit puține semințe de mac și puține semințe de susan, puțin lapte și fineti. În loc de fineti puteți să adăugați dulceață sau gem sau ce compoziție doriți dumneavoastră. Vom lua câte o pilă de aluat și o vom întinde cu ajutorul unui sucitor. Eu am lăsat aluatul puțin mai gros. Dumneavoastră puteți să-l faceți cât de subțire doriți. Vom unge cu puțin lapte aluatul la un capăt, iar peste lapte vom adăuga semințe de susan și mac. Această parte este opțională. Vom întoarce aluatul. În partea unde avem semințele, vom tăia puțin aluatul, fără să tăiem aluatul pe margini. Vom adăuga ciocolată, cantitatea o veți alege dumneavoastră, apoi vom rula aluatul și vom lipi foarte bine aluatul pe margini. Vom lua aluatul de pe margini și îl vom aduce în interior.
apoi vom rula acest aluat. Exact așa. Și îl vom așeza în tavă. Și vom continua să facem aceste gogoși la cuptor. În acest moment le voi introduce în cuptorul preîncălzit la o temperatură de 180 de grade. Voi lăsa ambele rezistențe să funcționeze, iar tava cuptorului o voi așeza pe al doilea rând de jos al cuptorului. Acum voi pregăti gogoșile ce doresc să le prăjesc. Am pus pe foc o tigaie la foc minim, în care am adăugat ulei până la jumătatea tigăii. Și voi proceda la fel și cu acest aluat, doar că aceste gogoși le vom prăji. Și am pregătit și gogoșile pentru prăjit. Voi verifica dacă uleiul s-a încins. După cum vedeți, uleiul s-a încins foarte bine. După ce uleiul s-a încins, vom da focul între minim și mediu. Și fiecare le va lăsa să se prăjească cât dorește. Eu le voi lăsa puțin mai mult pentru a se prăji foarte bine în interior. Mie personal îmi plac gogoșile foarte crocante. În cazul în care doriți să fie mult mai moi, le veți lăsa mai puțin timp să se prăjească. Le-am ținut timp de 30 de minute, dumneavoastră în momentul în care vedeți că s-au rumenit foarte bine, le veți scoate din cuptor. Am încălzit o lingură de miere cu o lingură de apă și voi unge aceste gogoși la cuptor. Au o consistență precum cornurile umplute. Acestea sunt gogoșile prăjite, iar acestea sunt gogoșile la cuptor. În momentul în care se vor răci puțin, am să vă prezint cum rămân aceste gogoși pe dinăuntru atunci când le veți servi. Gogoșile s-au răcit puțin, acestea sunt gogoșile prăjite. Iar acestea sunt gogoșile făcute la cuptor. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă invit să încercați și voi această rețetă.